nu trebuia să fac asta, o să încercăm să o salvăm. Dăm niște head-uri frumoase. Și încărcăm din nou. Se pare că deocamdată omorâm fără nicio problemă. Și ne-am schimbat arma în PP90M1, care pare a fi mai bună. Să luăm și un shotgun dacă putem. AA12, să vedem ce putem face cu acesta. El pare a fi bun în apropiere, dar la distanță nu prea avem ce face cu el. Așteptăm să ni se încarce viața și atacăm. Încărcăm din nou și atacăm iarăși. Ne retragem. Și i-am ucis pe toți. Să căutăm altă armă pentru că aceasta nu este bună. Și am salvat-o pe Alena. Probabil că o să spargă ușa. Sau o să deschidă frumos. Se pare că aici se ascund după scaune. Dar uitați, au și ieșit. Se pare că avionul se prăbușește. Și s-a rupt în două și a luat și foc. Ghinion pe cei de acolo că noi o ducem mult mai bine față de ei. În acest moment a căzut și un sergent. Și acela cred că era un motor care ne-a izbit acolo, dar... Să continuăm. Așteptăm să ne ridicăm. Probabil că suntem răniți. Și asta ne va începe. O să-l căutăm pe președinte. Și am ieșit afară și se pare că suntem în toiul iernii.